Domnule ministru, nava și echipajul școlarului Mircea este gata pentru începerea activității. Sunt comandantul navei, comandor Mircea Târcoacă. Drepți! Pe loc, repaus! Domnule comandant, este o deosebită onoare ca să vă rămânez acest drapier simbol al dezvoltării durabile, această diplomă și cum ați făcut și până acum, o să mergeți în porturile din toată lumea și veți avea o atitudine responsabilă de a promova dezvoltarea durabilă, dezvoltarea sustenabilă, care de fapt este ceea ce ne dorim pentru generațiile viitoare. Vă felicit! Servesc patria! Are loc ceremonialul de acordare a drapelului Apele Unite ale României și a diplomei de aderare a navei școală Mircea la ONG-ul Zero Waste Europe, acordat de către Asociația Ivan Pațaichin, Mila 23. Să vezi patria! Domnule ministru, domnule general, onorată audiență, am plăcerea și bucuria de a spune numele comandantului navei școală Mircea, în numele echipajului, pentru acest titlu de ambasador al României Sustenabile. Vă mulțumim și sperăm ca misiunea noastră în continuare va fi una de succes și îndeplinită. Ca președinte al Asociației de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța, consider că bricul Mircea ne dă poate cea mai bună lecție despre ceea ce ar trebui să însemne dezvoltarea durabilă și importanța acestui concept. De ce? Pe de o parte, pentru că nava etalon a marinei românești, iată astăzi în vârstă de 83 de ani, găzduiește oriunde acostează în lume un număr impresionant de vizitatori. În tururile ghidate publicului îi se oferă o serie de noțiuni importante privind economia circulară, sustenabilitate, privind folosirea corectă a resurselor. Bricul Mircea este, de altfel, și un excelent profesor cu decenii de experiență pentru ceea ce numim noi astăzi dezvoltare durabilă. Pe de altă parte, pentru că bricul Mircea școlește în continuare cadeți și viitorii ofițeri. Și din acest punct de vedere, dezvoltarea durabilă în materie de educație este sprijinită prin exemplu pe care ni-l oferă bricul Mircea. Și pentru că, iată, avem deja de atât de mult timp acest exemplu privind legătura dintre dezvoltarea durabilă și educație, consider că este momentul să ne folosim de această experiență extraordinară pe care ne oferă bricul Mircea. Astfel, cred că avem obligația de a le oferi generațiilor viitoare și nu doar generațiilor viitoare, ci și copiilor care, iată, astăzi ne sunt alături din dorința lor
de a vedea ce înseamnă dezvoltare durabilă, noțiuni cât mai clare referitoare la acest concept. Parteneriatul acesta are ca obiectiv important promovarea obiectivelor dezvoltării durabile, un program important de educație națională și, evident, înțelegerea mecanismelor dezvoltării durabile și importanței acestei dezvoltări durabile pentru viitor. Salut această inițiativă pe care departamentul nostru de dezvoltare durabilă a adus-o aici și această distinție pe care premierul României a acordat-o în scop educativ, în scopul unei comunicări a acestor valori importante. Doamnelor și domnilor cadeți, desemnarea simbolului cel mai cunoscut al Marinei Militare, Nava Școală Mircea, ca ambasador al României Sustenabile, vă obligă să vă pregătiți în continuare temeinic pentru meseria de apărător a fruntarilor de apă ale României, să puneți pasiune în pregătirea voastră pentru a vă putea alătura militarilor din forțele navale căliți în misiuni și exerciții internaționale, antrenați permanent pentru a acționa în proceduri interoperabile în cadrul Alianței Nord-Atlantice, pentru a menține capabilitatea forțelor române la un nivel ridicat, capabile să acționeze în concordanță cu provocări de securitate din regiunea Mării Negre, în apărarea intereselor de securitate ale României. E o zi specială pentru că noi avem foarte mulți ambasadori. Avem ambasadori numiți în diferite țări care reprezintă cu cinste România. Dar avem unii ambasadori care, evident, prin ceea ce fac, fără neapărat de a avea un titlu oficial de ambasadori, sunt un, cum se spune acum, un brand al României, un simbol al României. Și asemenea ambasador este Nava Școală Mircea. Am înmânat acest drapel și această diplomă, de ce? Pentru că merită. Pentru că ceea ce face această navă, în primul rând ce face? Educă mii de cadeți, mii de tineri care se pregătesc pentru o meserie foarte dificilă. Să aibă totdeauna, asta vă doresc, să aveți totdeauna mai multe vise decât realizări, dar să aveți și realizări de fapt, evident, să îndrăzniți să visați și să îndrăzniți să fiți, de fapt, ambasadori ai României peste mări și oceane. Probabil vă întrebați de ce asociația Ivan Pataikin, pentru că tata, în primul rând, s-a considerat un liant, un magnet care a atras oamenii care aveau aceleași valori. Corectitudine, bunătate, prietenie și, nu în ultimul rând, lucruri importante pentru el, cum au fost dragostea pentru natură și, în special, pentru apă. Tata a fost considerat amiralul flotilei de aur. Și a fost un om care a crescut copii, a format sportivi și caractere puternice. Așa cum face și Nava Școală Mircea. Încă de peste 8 decenii, mult mai mult decât a reușit atâta. De aceea, de astăzi, Nava Școală Mircea va fi ambasador al României Sustenabile, o calitate în plus față de calitatea vocațională a diplomației navale. Și, sincer, vă doresc mult succes în noua dumneavoastră misiune. Sunt absolut convinsă că prin această misiune nouă pe care o veți avea, veți duce mai departe faptul că România este responsabilă, că are grijă de apele sale și de apele mărilor și oceanelor lumii. Bricul Mircea face parte din sufletul Constanței. Mulți constanțeni îl asimilează ca emblema acestui oraș, bineînțeles, fiind și o emblemă a României. Acest concept de dezvoltare durabilă, cred că astăzi, mai mult ca oricând,
Este bine că începe de pe o navă școală. Vreau să felicit pe domnul inspector școlar pentru că aici, lângă noi, sunt foarte mulți elevi ai liceilor constanțene, atrași de acest simbol și nu numai, și totodată promovând și educația sustenabilă și durabilă. Sigur, acest cuvânt pentru unii înseamnă puțin ce înseamnă sustenabil, ce înseamnă durabil. Cu ce ne schimbă nouă viața? Iată că elementul acesta educațional, cu privire la ce înseamnă mediul, mediul în care trăim, la resursele pe care le folosim și cum le folosim, este extraordinar de important și în special pentru județul Constanța. Avem în dezbatere și o finalizare, o strategie de dezvoltare durabilă, în care resursele și resursa umană este foarte importantă pentru noi.